Cu? Miruna. Miruna, vreau neapărat să pui câteva întrebări. Mai un singur exercițiu. În care trebuie să compun două probleme și să le rezolv. Te rog, hai să le compunem împreună, nu vrei? După exercițiile 90 minus 6 ori 9. Și să compunem două probleme. Prima problemă 90 minus 6 ori 9. Și a doua 7 ori 6 plus 4 ori 6. Deci pentru prima problemă trebuie să-mi spui ce operație trebuie să fac. 90 minus 6 ori 9. 90 minus 6 ori 9. Ia să vedem ce... Cum ai gândit-o să facem o problemă, să compunem o problemă după ideea asta. Ca în final să facem operația asta. Și ai 90 minus 6 ori 9. Egal. Egal. Bine. Gândește problemă. Am întotdeauna pentru că nici eu nu știu să o fac. Cerința se compune problemele care să se rezolve după exercițiile. Așa. Imaginează-ți o problemă și care să însemne să fie 90 minus 6 ori 9. Câte pagini a citit? Câte pagini
și aflăm. 6, vorbește, te rog. 6 ori 9 egal cu... Cât? Ce faci 54. 54, foarte bine. Da? Și tu ai gândit corect, te-ai dus repede, 6 ori 10 a fost 60, dar dacă sunt mai de 9 ori la 6, înseamnă că din 60 ai scăzut în 6 și a rămas 54. Așa se face. Asta e șmecheria, dar nu te-a luat perfect. Da? Câte pagini am citit? 6, 9, 54. Întrebarea numărul 2. Te rog. Câte pagini mai are de citit? Câte pagini mai are de citit? Câte pagini mai are de citit? Pentru asta? Așa. 90 minus 54 egal cu? 10 minus 4, 6, ne întâlnim la 9, 8 minus 5, 3. Ah, 36 pagini. Pagini. 36 pagini mare de citit. Foarte corect, frumos, ai încă doi. Răspuns, 36 pagini. Ăsta a fost primul punct. Prima problemă. Da. Acum îmi dai o altă operație și gândim o altă problemă și pentru 7 ori 6 plus 4 ori 6. Deci să facem 7 ori 6 plus 4 ori 4 ori 6. 6. Egal. Să ne gândim la problemă. Suntem în etapa în care gândim o problemă care să presupună operația asta. 7 ori 6, apoi 4 ori 6 și să ieși la bună. În timpul concursului maratonul lecturii, așa, Ana a citit 6 pagini, 6 pagini timp de 7 ore. Câte 6 pagini pe oră? Câte 6 pagini pe oră timp de 7 ore? Da? Și Ioana, care pentru ce? A citit 6 pagini pe oră timp de 4 ore. 6 pagini pe oră timp de 4 ore, da? Câte pagini au citit împreună cele două fete? Perfect. Deci, la un concurs de... Maratonul lecturii. În timpul concursului, în timpul concursului, Shout out.
pagini pe oră. 6 pagini. Sau 4 pagini pe oră timp de 6 ore. 4 pagini. Se duce o pagini destul de... Pe oră. O pagini destul de mare. Așa. 4 pagini pe oră timp de... 6 ore, da? Câte? Au citit împreună cele două petiții. Prima întrebare. Da. Câte pagini a citit Ana? Câte pagini a citit Ana? Câte pagini a citit Ana? 7 ori 6 egal 42. 42 pagini, da? 2. Câte pagini a citit Ioana? Câte pagini? Pagini a citit Ioana?
Un pahar costă 4 lei și o farfurie costă 5 lei. Un pahar egal 4 lei de misto și una farfurie costă 5 lei. Acum să fac acolo pe el. Nu? Sper că vă mâine povestiți și cum ai făcut. Prima dată am calculat 41 minus 33 și mi-a ieșit 8. Asta înseamnă că două pahare fac 8 lei. Excelent! Apoi am împărțit 8 la 2 și a ieșit 4. Un pahar face 4 lei. 3 apoi am... Apoi am scăzut 8 din 33 și mi-a ieșit 25. De ce ai scăzut 8 din 33? L-am scăzut pe 8 din 33. Pentru că ai sunt câte pahare? Două. Și un singur pahar cât costă? 4 lei. Și 4 ori 2? 8. Ai aflat cât costă două pahare. Și atunci urma să 5 farfurii au costat 33 minus cei 8 lei. Da? Asta e motivul. Și mi-a ieșit 25. 5 farfurii costă 25 lei. Și apoi am calculat 25 împărțit la 5 și mi-a ieșit 5. Excelent, ai făcut. Foarte bine. Deci hai să facem prima operație care ai făcut-o. Operații, da, să zicem. Prima întrebare care ți-ai pus-o tu. Comparând cele două relații, am observat că prima relație are două pahare în plus. Da? Și atunci ți-ai pus problema să vezi în cum s-a simțit diferența asta de preț, scăzând din 41 pe 33, da? Deci spune-am așa. Am aflat cât costă... Trebuie să le fi cumpărat cele două femei. Azi de vinerea neagră. Așa. Că sunt foarte ieftine. Sunt părțit exact, că tot a fost un lucru foarte interesant. S-ar putea să nu fi fost împărțirea corectă, să putea întreba și asta. Deci, am aflat cât costă două pahare. Pentru că am văzut diferența aici de două pahare, da? Cât costă două pahare. Adică 41, am făcut operația 41 minus 33 și am dat 8 lei, două pahare. Și atunci, un singur pahar, deci e a doua întrebare, cât costă un singur pahar? Și ce am făcut? Pe 8 l-am împărțit la 2, fiindcă sunt două pahare, și e dat 4 lei un pahar. Da? Și a treia operație, ne-am dus aici două pahare costă 8 lei, l-am înlocuit și înseamnă 5 farfurii costă 33 minus 8 lei. Adică egal cât face aici 25 lei. Și am aflat, pe urmă, 4, cât costă o farfurie. Cât costă o farfurie. Și ce am făcut? Am împărțit pe 25, la câte farfurii sunt, la 5, și l-am dat 5 lei. Și acum ar fi fost bine să facem și proba. Dacă o singură farfurie costă 5 lei, 5 ori 5, 25, plus 4 ori 4, 16, și am făcut 41. Bun, am făcut corect. Și iarăși 25 plus 8, 33. Excelent. În concluzie, am gândit
am aflat foarte bine în câte costă fiecare parte. Acum, hai să mai vedem o altă problemă. Trei farfurici și două cărnițe, cești, hai să spunem, costă 31 lei. Două farfurii și o cărniță costă 19 lei. Cât costă o farfurie, cât costă o cărniță? Deci trei farfurii și două cărnițe, două cești, costă 31 lei. 31 minus 19. Așa. Face 12. Deci 12 lei. Dar ce înseamnă 12 lei aici? Care e diferența? Oh, deja am ieșit. Cum? Ceva de genul. Ia să vedem ce a ieșit. Ce reprezintă 12 lei? Cât costă o farfurie și o cărniță. Asta e! Deci am aflat cât costă o farfurie plus o cărniță. 12 lei. Și acum ne este foarte simplu să calculăm. 12 împărțit la 2 dar 6. Dar nu sunt egale ca preț. Hai să nu știu că sunt egale. Știu că împreună fac. Atât. Acum e problema ce foarte interesant. 12 împărțit la 3 fac 4. Ori farfurie costă 4 lei, ori o ceașcă. Dar de ce e împărțit la 3? Citim o altă situație. Am împărțit-o la 3, fiindcă numărul de farfurii pe care am cumpărat cineva da. Este acesta. De trei farfurii, da? Trei. Și două cărnițe. Da, și două farfurii și o cărniță aici. Și noi am găsit un rezultat interesant. O farfurie și o cărniță costă 12 lei. Păi de altă parte, două farfurii și o cărniță costă 19 lei. Uite aici. Uite la astea două relații acum. E privește numai pe ăsta. Dar asta e din așa. Deci noua situație este asta, să am două farfurii și o cărniță, 19 lei. Te uiți mai lăsă două. Și faci comparație. Și observi. Două este mai mare decât unul. Sigur că da, deci o farfurie în plus aici. Și dacă e o singură farfurie, face diferența între 19 și 12. Care ar fi diferența între 19 și 12? 19 minus 12 egal cu 7. Deci, de unde vine 7 lei? Cine să coste în plus 7 lei față din cele două relații primite? Căniță, căniță. Ai și două farfurii și aici o farfurie. O farfurie costă 7 lei. Asta era. Și o căniță costă 5 lei. Va fi o căniță 5 lei, este extraordinar. Deci fii atent de ce tare a fost problema. Când le-am comparat aici, am văzut că aici ar fi o farfurie în plus și o căniță în plus. Deci o farfurie și o căniță. 112 lei. Deodată părăsim pe prima relație și primim astea două. Și avem două farfurii, o farfurie, o căniță, o căniță. Vedem că o singură farfurie costă 7 lei, diferența de aici, da?
Deci, una ar fi egal 12, 19 minus 12 egal 7 lei. O farfurie. Și cu împreună cu o cărniță făcea 12 lei, înseamnă că una cărniță egal cu 12 minus 7 și egal cu 5 lei. Ce repede acum problema? Ți-a plăcut? Da. Foarte tare a fost aici. Că n-am ca data trecută să vedem numărul deodată de cărnițe sau de cești. Ci am mai privit încă o dată la noua relație și una din relații anterioare. Uite, 7 farfurii și 3 cărnițe costă 54 lei. 54 lei. 6 farfurii plus 2 cărnițe, 7 farfurii plus 2 cărnițe, costă 52 lei. 64. Da, 64 filmat. Modificăm. Și 52 de lei. Ce ar avea? Deci 7 farfurii și 3 cărnițe costă 64 lei. 6 farfurii și 2 cărnițe costă 52 de lei. Cât costă 64 minus 52? Da. Fac 12. O farfurie și o cărniță costă împreună 12 lei. O farfurie plus o cărniță costă tot 12 lei. Acum, mai acum. Cea mai tare problemă care avem. Noi este ca dată trecut 1 și 1. Vezi? O cărniță, o cărniță și am văzut repede la fărâie pus aici. Acum sunt 2 și 1, 6 și 1. Dacă ar fi aici 2 cărnițe, dacă ar fi fost 2 cărnițe, vedeam la fărâie din pus și ne mergea repede. Hai să ne închipuim. Dacă o farfurie și o cărniță costă 12 lei, două farfurii și două cărnițe, cât o să coste? 24 de lei. Hai să zicem și noi așa. Deci, parcă am mulțit cu 2, totul, și înseamnă două farfurii plus două cărnițe costă 24 lei. Da? Două farfurii și două cărnițe costă 24 lei. Și acum, să pun de desubt, copii pe asta de o parte, hai să luăm de o parte, 6 farfurii și două cărnițe, că asta are două cărnițe, are și asta două cărnițe. Și zice 6 farfurii plus 2 ceșcuțe, cărnițe, costă 52 de lei. Două farfurii plus 2 ceșcuțe costă 24 lei. Și acum privim două cărnițe, două cărnițe. Asta, aici comparația e făcută. Ce? Avem un plus? 4 farfurii. Asta e fapt. 52 minus 24. 4 farfurii costă 52 minus 24, care face 4 din 2 nu se poate, bate la vecinul, ai ceva pe cine? Am. Și 2, 10. Și 4 din 10 face 6. Și cu 2 aici, 8. Da? E bine? 4 minus 2.
2, 2, 28 de lei. Deci, 4 farfurii costă 28 de lei. Corect. 4 costă 28 de lei, dar una singură? 28 de părțim la 4. Sigur că da. Una farfurie egal 28 împărțit la 4 și egal cu 7 lei, nu? Și 7 vine 4, 28 împărțit la 4 fac 7, pentru că 4 ori cât se facă 28? 4 ori 7. Așa că am aflat o farfurie costă 7 lei și o căniță, cum află că costă o căniță? Asta, că trebuie să o farfurie și o canistă costă 12 și ai zis costă de 12. Exact, am problema trecută. Care și la cănițe. Exact așa. Probabil că a fost o întâmplare sau... Știi cum a făcut eu problema asta? Eu am luat de la început, știam cât costă fiecare. Și am mulțit 7 ori. 7 ori 7. Și mi-a dat 49. Și 3 ori 5, 15, le-am adunat. Și am făcut șmecheria asta. Deci în culisie, toți au povestit, ei nu ne aude nimeni. Nu ne știe nimeni care e tehnica. Deci eu cred că am făcut problemele astea. Iau înainte prețurile la căniță și la ceșcuță. Știu cât costă. Că mă dau numele să la întâmplare. Miruna, 64 a fost un număr la întâmplare. Și este rezultatul calculului. 7 ori 7, 49. Și cu 15, fac 64. Pe partea cealaltă ce am zis? 6 ori 7, 42. 42. Și 2 ori 5, 10. 42 și cu 10, 52. Așa ne compun. Eu doar nu ne-am învățat acasă. Ai înțeles ce o să fac? Poți să faci și tu probleme de astea, să compui data viitoare? Îți iei niște prețuri la niște obiecte și gândești tot, cum am făcut eu aici? Deci ce am făcut eu? Mi-am luat prețul la câte la deci la farfurie. Farfurie. 7 lei. 7 ori 7, 49. 3 ori. Și am zis la căniță, 5 lei. 5 ori 3, 15. Și am adunat pe cele două numere. 95, 14. 4, 1, 1, 5, 1, 6, 64 lei. Deci vezi să fac invers problema. Eu știu rezolvarea. Deci așa s-a... Deci învățătorii, profesorii, când pun probleme de acestea, ei merg invers de la rezultat, pe care îi știu, și compun problema respectivă. Facem acum și noi încă una. Facem una ca să înțelegi cum se compune probleme, cum se compun probleme de astea. Uite așa. Deci, pentru toți prietenii noștri. Iată cum facem probleme interesante pentru metoda comparației. Deci această metodă pe care am pus-o acum la punct, se cheamă metoda comparației. Da? Metoda comparației. Și hai să spunem. Pe 3 kg de mere și 2 de pere. Da? 3 kg de mere. 3 kg. 3 kg de mere. 3 kg de mere. Plus 2 kg de pere. Egal, plătește mama la piața cumpărată asta și gândim așa. Din locul de mere, cam cât este acum? Cam 3 lei, zice. Da? Cam 3 lei. 3 ori 3. Deci 3 lei noi luăm din păstă. Deci facem, nu e atât de nimeni, nu știe nimeni ce facem acum, da? Deci în kilogram de mere vreau 3 lei. Un kilogram mere. Exact. 3 lei. 1 kg pere.
da? Cam cât costă într-o oră în Liberia? Cam 4 lei să zici, sau 5. 5, hai, stelea frumoase. 5 lei. Și acum, 3 ori 3, cât faci? 9. Și 5 ori 2? 10. 10 și 9? 19. Deci, era la 19. Am pus cât costă. Acum, 4 kg mere plus 3 kg de pere costă, după prețul ăsta, ia să vedem cât costă. Face și în capul. 3 ori 4, 12. Și 3 ori 15. Și în total? 27. 27. Și acum întrebăm, cât costă un kilogram de mere, cât costă un kilogram de pere? Deci după ce am făcut chestia asta, întrebăm, cât costă un kilogram de mere, cât costă un kilogram de pere? Iată întrebarea care ne dăm. Deci, 3 kg de mere și 2 kg de pere costă 19 lei. 4 kg de mere și 3 kg de pere, 27. Cât costă 1 kg de mere și cât costă 1 kg de pere? Îți faci și tu cățelul și lucrează. E problemă de sănătate. Deci, recapitulăm. Miruna, cum gândim acolo? Cum gândim? Înmulțim numărul pe care l-am ales. Dar nu, că nu știu ei. Acolo ai propus-o. Ei nu știu că trebuie să ajungă la 3 și la 5. Nu știu. Doar atâta spun. Ia chipuiți că n-am fi făcut asta. Asta e secretul nostru din comisie când confundem problema. Ca să nu dăm numele astea la întâmplare, 19 și 27. Și ca urmare a faptului că noi ne-am ști cu răspunsul. Și acum aș zice, uite vă formă. Mama merge la piață și cumpără 3 kg de mere și 2 kg de pere, pe care dă 19 lei. Vecina, prietena lui mama, cumpără 4 kg de mere și 3 kg de pere, pe care ne dă 27 de lei. Cât costă 1 kg de mere? Cât costă 1 kg de pere? Cum facem? 27 minus 19. Așa! Vedem că mai mult la 27 minus 19. Deci, facem 27 minus 19, care face cât? 27 minus 19. 27 minus 19. Egal cu? Ia să vedeți. 8. Da? 8 lei. Dar pe ce odată? Cu ce inclus aici? Cu ce inclus la vecina față de la 1 kg de... Este în plus 1 kg de mere și... 1 kg de mere. Deci comparăm. De unde vine diferența. Și respectiv 1 kg de pere, da? Deci 1 kg de mere și 1 de pere costă împreună 8 lei. Am aflat ceva interesant din scăderea asta. 1 kg de mere și 1 de pere costă 8 lei. Amândouă relațiile astea n-au pe 1 ca să compară. Dar pe una. Deci amândouă relațiile astea nu au pe 1. Și atunci, iată cum procedăm. Mai poți urmări? Fiindcă, spune așa, privim cu atenție la cele două relații. Niciuna n-au 1 și 1.
Iată, cel mai mic număr care îl prindem este 2 kg de pere. Și fiindcă sunt 2 kg de pere, ca să compară, să fie la același, nu, să avem același număr de kilograme, înmulțim relația asta. Deci 1 kg de pere și 1 de pere costă 1 lei. Dar 2 kg de mere și 2 de pere, cât vor costa? 16 lei. Vezi, din motivul ăsta, ca să ajung la 2, ca să am comparație. Deci înmulțim toată asta cu 2 și spunem 2 kg mere plus 2 kg pere egal 16 lei. Și acum, fiindcă am văzut 2 aici și 2 aici, spun, vă iau pe asta și o pun de desubt. Și urmează 3 kg de mere plus 2 kg de pere egal 19 lei. Și cum am văzut vecine cele două relații, ce constatăm? Aici mai aici privim și iată comparația aici este perfectă. Ce se zice? Cu privind numai aici la cele două relații. 19 minus 16 este egal cu 3. Adică ce reprezintă 3? 1 kg de mere? Sigur că da, 1 kg. Face 3 lei. Mere egal cu 3 lei. Exact cu pe ăla care am fixat noi în minte. Da? Ai văzut cum am ajuns rezolvând? Asta costă 3 lei. Iar dacă kilograme de mere costă 3 lei, atunci nu rămâne decât să mă duc aici cu unul de mere și unul de pere, costă împreună cât? Unul de mere și unul de pere costă 8 lei. Și dacă kilogramul de mere costă 3 lei, cât va costa cel de pere? 5 lei. 5 lei, sigur, da. Deci de sus, cum un kilogram mere plus 1 kg pere egal 8 lei, le compară repede și atunci am înlocuit. Și iată că de aici rezultă că 1 kg pere egal 5 lei. 1 kg de pere costă 5 lei. Și cu asta am rezolvat problema foarte interesantă. Ce ți-am arătat eu acum? Cum se compun probleme? Nu? Prin metoda comparației. Pentru metoda comparației. Se compun foarte interesant. Autorii și au în mica lor niște valori. Ne-am luat noi 35 cât costă. Am luat un număr de kilograme și un număr de kilograme și am mulțit acolo și ne-a dat că ar fi 19 lei. Deci noi ne-am luat înainte valorile acestea, da? Așa de am să dau ție acum o problemă. Zicem așa. 7 kg de mere plus 5 kg de pere costă, trebuie să spunem numele din culise acolo, dar tu nu te uiți, fac pe aici. Așa. 46 de lei. Tu nu știi cât am spus eu. În calculul meu, nu știu cât am spus. Chiar repet ca să o vezi. Așa. Nu te uiți, da? Foarte frumos gestul. Nu te uiți. Și 6 kg de mere plus 4 kg plus 4 kg de pere costă 38 de lei. 38 de lei. Întrebarea este, cât costă un kilogram? Se vede puțin. Se vede puțin, da? Nu știu, bine. Se vede puțin, nu știu, corect, complet, ca să nu se vede studi. Așa. Întrebarea este, cât costă un kilogram de mere? Cât costă un kilogram mere? Și cât costă un kilogram de pere? Asta este întrebarea ta. Da? Întrebarea. Sunt cele două întrebări la care trebuie să dai răspuns. Să afli cât costă în parte fiecare kilogram de mere și un de pere. Cât costă un kilogram de mere? Cât costă un kilogram de pere?
să te gândești, mai dau și o altă problemă? Mai vrei încă una? Hai să vedem încă una. În curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. Problemul de acele s-a avut, da? 7 capete. 7 capete. Iar capete, da? Adică la un loc. Iepuri și găini. Capete, găini și iepuri. Și mai indic aici 4 seara. În seara. Așa. Nu, nu. Și 32 picioare. Cât ce ai găsit? Și cât ți-ai găsit? Câte găini și cât ți-ai găsit? Ce-a răspuns? De la altă fermă. Așa. Am asta, nu? Ne oprim aici. Câte ceasuri? Ișii? La revedere! La revedere! Să nu uitați de like și share! Să nu uite multe like și share, sigur că da, prietenii noștri!